Dragilor, bun găsit! Vă amintiți de desertul acesta simplu și ieftin din copilărie? În unele zone ale țării se numește colărezi, în altele frecăței, iar în altele și mai simplu lapte îngroșat. Și chiar sunt curioasă voi sub ce denumire îl cunoașteți. Iar dacă nu cunoașteți desertul acesta, trebuie să vă spun că de fapt colărezii sunt bucățele mici de cocă făcută simplu din făină cu apă, care se fierb în lapte. Ingrediente pentru două porții. 500 de ml de lapte, cu cât mai gras, cu atât mai bine, 30 de grame de zahăr sau, după gust, un praf de sare și puțină vanilie, fie că folosiți extract, esență, zahăr vanilinat sau ce aveți în casă. Iar colărezii sau frecăței îi vom face din 80 de grame de făină de care aveți în casă, un praf de sare și 3 linguri de apă sau de lapte rece. Modul de preparare e chiar o încântare și abia aștept să vă arăt cum se face desertul acesta. Și dacă vă place rețeta, nu uitați să vă abonați la canal. Începem prin a pregăti colărezii sau frecăței. Punem făina și sarea într-un castron, turnăm 3 linguri de apă și pur și simplu amestecăm cu mâna până când încep să se formeze practic niște cocoloașe. Bucățelele acestea de cocă formată le luăm și le frecăm între palme, de unde și denumirea de frecăței. Le mărunțim după cât de mici vrem să fie gălușcuțele acestea care vor fierbe în lapte. La final trebuie să avem un fel de aluat nisipos care ne curge printre degete. Ca să scăpăm de excesul de făină, trebuie să cernem aluatul acesta și acum, în funcție de cât de fin vreți să rămână, puteți să-l cerneți, de exemplu, prin sita de paste și atunci vă rămân aici doar găluștile mai mari. Sau le puteți cerne printr-o sită mai fină și în felul acesta scăpăm doar de excesul de făină. În rest, totul rămâne în sită. La fel de bine puteți să nu le cerneți deloc, iar făina în exces, care mai este pe acolo, va îngroșa delicios laptele. Așa arată colărezii sau frecăței. Lăsați-i puțin deoparte cât timp fierbe laptele. Nu au nevoie să se usuce. Punem la fiert laptele, un praf de sare, zahăr, după gustul fiecăruia. Amestecăm puțin cât să se dizolve. Iar când laptele dă semne că începe să se umfle, punem colărezii, toți deodată. Amestecăm ca să nu rămână cumva lipiți. Așa arată la început, că încă nu sunt fierți. Și lăsăm laptele cu colărezii să fiarbă 7-10 minute. La final, dacă folosiți extract sau esență, îl adăugați la final pentru că aroma este mai volatilă. Veți observa că gălușcuțele acelea au fiert, sunt pufoase și sunt extraordinar de gustoase. E un desert pe cât de simplu, pe atât de ieftin și pe atât de bun. Dacă îl știți din copilărie, cu siguranță vă veți bucura să îl gustați din nou, iar dacă nu îl știți, veți afla acum un desert de poveste. Dragii mei, sper că vă place rețeta. Până data viitoare, la revedere și numai bine!